Ai făcut măcar o dată o manevră cu spatele care s-a lăsat urmări? Dacă răspunsul tău este da, acum am să-ți arăt cum poți să remediezi problema. Înainte de a începe, vreau să-ți mulțumesc pentru prezența ta pe canalul meu și pentru susținerea pe care mi-ai arătat-o până acum. Și sper că o să-mi rămâi alături în continuare. Pentru că, am mai spus-o și o mai repet, nu știi niciodată cu ce voi veni, ce voi mai posta. Așa că rămâi alături. Ce voi face prima dată? Am să-mi pregătesc locul, am să-l maschez prima dată, ca să nu mă doresc alte părți pe care nu vreau să le ating. Nu am să vă mai arăt cum maschez, ca să nu vă plictisesc, că am să sar peste etapa asta. O să vedeți direct mascată mașina. Gata și mascatul. Acum o pregătim pentru vopsire. Avem nevoie de 3 discuri abrazive, 180, 320, 500. După ce voi termina cu aceste discuri, voi folosi un soft pad de 2000 ca să-l fac mai fin înainte de vopsire. L-am degresat, iar acum îl vopsim. Înainte de vopsire, avem nevoie de plastic primer ca să facă priză mai bună între plasticul respectiv și textura pe care o pui sau vopseaua pentru plasticul. După ce am aplicat primerul, bineînțeles după uscare, aplicăm textura necesară pentru plasticul respectiv. Am terminat cu textura, acum aplicăm vopseaua necesară bumperului respectiv. Iar la final o să aplicăm un strat de protecție pentru vopseaua pe care tocmai am aplicat-o.
Cam asta este tot despre remedierea problemei pe care o ai atunci când faci o manevră greșită cu spatele. Haideți să luăm tot maschinul jos, să vedem cum a ieșit. În zona asta a fost problema majoră, după cum se mai poate vedea, săgeata care a fost dinainte. Iar pe toată suprafața bărinii spate au fost mici zgârieturi, nu foarte grave. Dar a trebuit revopsită toată bara din spate. Iar acum, bara din spate este ca și nouă. Nu rămâne decât ca cel care va conduce din nou mașina aceasta să fie doar un pic mai atent. Acum ai văzut cum se poate remedia o problemă pe care o faci dintr-o greșeală. Prin urmare, nu-ți rămâne decât să dai un like, un share și un subscribe. Nu ține totul pentru tine. Împarte asta cu prietenii tăi. Până data viitoare, ai grijă de tine.